Autor atipic, Mark Levy reușește să le ofere cititorilor săi povești de iubire credibile în care oamenii se pot regăsi. Stilul simplu, condimentat cu elemente inedite, îi transformă cărțile în cronici moderne. Contradicțiile definesc personajele, iar suferința este generată de evenimente aparent banale. Minciunile se împletesc într-o lume care știe că nu poate supraviețui decât prin puterea compromisului. Levy prezintă realitatea fără a o judeca și nu încearcă niciun moment să evite subiectele controversate. Sub învelișul sentimental, autorul abordează probleme complexe, iar personajele sunt puse în fața unor alegeri pe care și le asumă, nu fără a suferi. Născut pe 16 octombrie 1961, Mark Levy este cel mai bine vândut autor francez contemporan. La 18 ani lucra pentru Crucea Roșie franceză, la un serviciu de ajutor urban, iar la 22 de ani și-a înființat prima firmă. A plecat în Statele Unite un an mai târziu și a fondat o companie specializată în grafica pe calculator. După 7 ani, a renunțat la tot și a început o nouă viață, la Paris, unde a contribuit la dezvoltarea unei companii de construcții inovatoare, bazată pe un concept original în care se asociau informatica, arhitectura și ingineria imobiliară. Mark Levy a scris primul roman Și dacă e adevărat, pornind de la o poveste pe care a inventat-o pentru fiul său. Încurajat de sora lui care este scenarist, editura l-a anunțat că manuscrisul va fi publicat. La scurt timp, scenariul a fost cumpărat de compania de film a lui Steven Spielberg, care l-a ecranizat în anul 2005. Ce o să-ți spun, nu e ușor de înțeles, e imposibil de admis, dar dacă ai vrea să-mi asculți povestea, așa ne invită autorul romanului Și dacă e adevărat, să-i descoperim povestea. Personajul principal se află în fața paradoxului, în preajma unei realități inacceptabile și a unei situații imposibile, aceea de a-și explica și de a accepta prezența unui spirit captiv între rai și pământ, prezența unei femei care apare și dispare brusc, care pretinde că e în comă profundă la celălalt capăt al orașului, dar pe care el și numai el o poate vedea. Până la urmă, în viața fiecăruia dintre noi au existat momente în care nu am putut decât să murmurăm și dacă e adevărat. Povestea continuă în romanul Te voi revedea, însă acum totul e exact pe dos. Romanul Te voi revedea este o frescă a apropierii. Regăsim la fiecare pas emoțiile inerente unei relații, simțim și suferim alături de personaje. Lumea lui Mark Levy este lumea fiecăruia dintre noi, iar cartea ne poate face să descoperim că și tristețea înseamnă ceva. Alegerile sunt simplificate, opțiunile dispar într-o singură secundă, demonstrând astfel încă o dată caracterul arbitrar al vieții. Nu știi ce se va întâmpla, de aceea nu poți să-ți faci prea multe planuri. Autorul ne provoacă să credem în minuni, să credem în puterea haosului, fără a construi teorii. Pentru Levy, singura care merită toate eforturile este viața, maestoasă în banalitatea ei. Romanul Unde ești? A fost publicat în noiembrie 2001 în ediție franceză și în 2006 în colecția Romane Psai a editurii 3 din București. Mark Levy reușește să capteze atenția cititorului încă de la primele pagini. În carte ne este prezentată o spectaculoasă poveste de dragoste dintre doi tineri care însă au aspirații diferite. Decid să-și urmeze fiecare visul pentru a se reîntâlni la capătul lui.
Totuși, joaca de-a destinul se dovedește a fi surprinzătoare, iar o promisiune rostită între două avioane ajunge să schimbe vieți așa cum nimeni n-ar fi bănuit. Este o carte a lucrurilor privite în detaliu, a experiențelor trăite până la capăt și a sacrificiului. Ați avut vreodată senzația de déjà vu în momentul în care ați cunoscut o persoană? Vi s-a părut vreodată că undeva, cândva, ați mai întâlnit-o? V-ați gândit vreodată că poate apariția unei persoane în viața voastră nu este doar o întâmplare? Dacă ați avut astfel de întrebări, cartea lui Marc Levy, În altă viață, s-ar putea să vă ofere un posibil răspuns, iar autorul ne sugerează că acesta ar putea să fie transmigrația sufletului. Cartea ne oferă o frumoasă călătorie a două suflete pereche, în dorința de a depăși timpul și spațiul pentru a se regăsi. Și toate acestea pleacă de la o banală autentificare a unei picturi. Numai că, odată cu autentificarea tabloului, ies la iveală secrete din viața pictorului, secrete care, deși vechi de mai bine de un secol, sunt mai actuale ca niciodată. Rețineți un lucru din tot ce v-am povestit. Se întâmplă uneori ca două suflete să se întâlnească pentru a nu mai forma decât unul singur. Și atunci depind pentru totdeauna unul de celălalt. Sunt de nedespărțit și se vor căuta neîncetat, din viață în viață, ne spune autorul. Cum ar fi dacă, într-o zi, te-ai întâlni cu copilul care ai fost cândva? Mă întreb oare, copilul ar fi mulțumit de adultul care ai devenit? Oare ți-ai urmat visurile sau le-ai lăsat să piară? Te mai temi încă de umbrele care îți terorizau copilăria? Umbra, în romanul lui Marc Levy, reprezintă un suflet sau oglinda unui suflet, o voce capabilă să spună toate lucrurile pe care noi nu le-am spus niciodată. Hoțul de umbre este povestea unui băiețel ce descoperă că poate vorbi cu umbrele, ba mai mult, le poate fura, aflând astfel tot felul de secrete despre posesorul lor. În ciuda titlului sau a nostalgiei cu care hoțul de umbre își spune povestea, acesta nu este un roman întunecat. Umbrele există doar pentru a pune mai bine în evidență lumina, pentru că însuși autorul mărturisește. Îmi place să privesc partea luminoasă a lucrurilor. Încerc să mă concentrez pe ce e bun în oameni. Aceasta este ideea care stă la baza romanului Hoțul de umbre scris de Marc Levy, o poveste care captivează nu prin formă, ci prin înțelesurile ei. Romanul Și dacă aș mai trăi odată, tradus din franceză de Marie-Jean Vasiloiu și publicat de Editura 3, conține pasiune, suspans și umor în doze egale. Povestea în sine e ciudată. Este vorba despre o crimă, o tentativă de omor. Victima își recapătă cunoștința, dar constată că revine la viață cu 2 luni mai devreme, cu 2 luni înainte de a fi ucis. Alege să-și petreacă aceste luni încercând să-l găsească pe criminal. Cu fiecare pagină însă, misterul se adâncește. Planurile narrative se întrepătrund. Descoperim trecutul pe măsură ce prezentul devine inexplicabil. Marc Levy nu ne spune mai mult decât este necesar. Ne lasă să umplem golurile, să mergem mai departe, să construim scenariul care ne convine. Marc Levy insistă asupra construcției psihologice a personajelor. Tarele sunt expuse, autorul pătrunde adânc în conștiința fiecărui individ, parcă pentru a justifica acțiunile întreprinse de acesta. Ne temem, iubim, suferim, încercăm să îi impresionăm pe cei din jurul nostru, refuzăm să acceptăm realitatea și încercăm să construim o altă lume mai bună. Romanele lui reușesc să creioneze acest peisaj adresându-se direct cititorului. Te regăsești în paginile cărților, îți descoperi o față ascunsă, îți înțelegi deciziile și ești înduioșat de puterea covârșitoare a sentimentelor. Iată cum se poate explica imensul succes al autorului francez.
Cititorul se poate bucura de poveste pentru că are libertatea de a o interpreta. Evenimentele se derulează, personajele trăiesc, iar tu poți privi de la distanță și poți interveni.